Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Așa cum probabil deja ați văzut, invitatul nostru de astăzi seară este domnul profesor Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magealu din Târgu Jiu, care îi spunem bun revenit în studioul NSA TV. Bine v-am regăsit, sau bine v-am regăsit acasă, că aici mă simt foarte bine ca acasă, pentru că de multe ori am fost invitat. Iar titlul emisiunii cu Școala Gorjeană este foarte bine ales, inspirație de nota 10. Mulțumim! Noi vrem să vorbim în general astăzi seară și despre ce se întâmplă la nivel național. Mergem pe faptul că aveți și o mare experiență în domeniu și suntem la ora în care se fac foarte multe alegeri. Avem dezbateri, discuții pe toate domeniile, de la planul de cadru până la cum va arăta școala în următor... Până la doctorate, dacă... Da, la scandalul doctoratelor, care, iată, nu se mai termină, ba din contră. Cum vedeți toate aceste subiecte și dacă vi se pare normal ca școala să țină prin planul actualității cu aceste dezbateri, de multe ori acuzații, scandaluri chiar? Da. Cum să spun, având în vedere schimbările politice sau nepolitice, cum să le spunem, noilor guvernanți, care sunt specialiști până la urmă și nu sunt legați de politică. Ei, asta e părerea mea, ca om care nu am fost atras în cursa discuțiilor politice niciodată, ei vor să arate că în urma discuțiilor politice ei pot să facă anumite lucruri. Eu zic că și domnul ministru al învățământului este în aceeași situație, adică cel puțin la nivelul, la stadiul de propuneri, de idei, are destul de multe. Se pare că avalanșa aceasta de propuneri, de dezbateri pe care le propune, de schimbări care le propune, arată că se face treaba la Ministerul Învățământului, asta că se lucrează, asta așa concep eu. Acum că or fi sau nu rezultate, că s-or face atât de multe câte le propune ministrul, nu sunt nici sigur și nici convins că toate vor intra, deși le are pe agenda, vor intra în aplicare în domeniul învățământului. Sigur, ele sunt interesante, așa cum spunea și dumneavoastră, unele provoacă mari discuții. E vorba începând de la planurile de învățământ pentru gimnaziu, care au fost propuse o serie de variante, o serie de colegi, profesori au fost implicați, inspectorii implicați în această activitate de a realiza planurile de învățământ. Se pare că din cele care le-am văzut până acum a apărut alta care urmea să o vedem azi sau mâine, nu știu, eu n-am văzut astăzi că n-am avut nici timp. Da, dar a fost o dezbatere ieri, urmează ca până pe 7 să ne fie prezentată public noua variantă. Da, sigur, că la noua variantă, cu toate că fusese, din câte mi-aduc aminte, i-a anunțat termenul mai dinainte. Da, da, deci ultimul termen era 1 martie. Așa, chiar, sigur. Da. De-aia cred că lucrurile nu se pot face în grabă. Părerea mea că în învățământ trebuie cu mare atenție și mult mai ai lent lucrat în schimbările care se vor produce, pentru că nu suntem nicio fabrică cu foc continuu în care dacă nu ții temperatura, nu se topește metalul, atunci, în momentul respectiv, nu se toarnă în forma pe care ți-o dorești. Aici, formele pe care vrem să le cizelăm, să le construim, sunt altele, sunt umane, cu suflet și mult mai greu să poți interveni într-un timp foarte scurt, într-o să zicem, avalanșe de probleme care s-au ridicat. Eu sunt convins că ministrului nostru i s-au pus în față o serie de probleme multe și a fost inspirat, zic, a fost inspirat că ne-a dat de lucru și de gândit în această perioadă. Da, până la urmă e o muncă de mai mulți ani, deci aceste planuri cadru s-au lucrat anul trecut, da, de fosta, să zicem așa, administrația ministerului și din ce face perioada aceasta tehnocrată, care a trebuit să se finalizeze undeva în noiembrie-decembrie, teoretic pune doar bazele unor mutări care, cum spunea și dumneavoastră, vor fi în anii următori. Apropo de aceste planuri cadru și de discuțiile care sunt, și pentru că sunteți și profesor de matematică, în noua formulă, matematica, nici matematica nu câștigă, ba din contră, pierde o oră în favoarea informaticii, care a trebuit să fie integrată cu matematica. Cum vedeți dumneavoastră, ca specialist în domeniu, această situație? Acum, sigur,
că pierde sau câștigă o oră în condițiile în care nu se umblă la programele școlare, la manuale eventual, nu e nicio pierdere prea mare din punct de vedere al spiritului și nici un câștig, să zicem, din punct de vedere al dezvoltării informatice. Părerea mea schimbată de-a lungul acestor ultime ani, pentru că eram de felul meu conservator, n-aș fi conceput ca matematica să devină mai ușoară, mai, cum să spun, programele mai aerisite, adică să aibă cât mai multă consistență. Așa era, am fost învățat, așa am învățat eu, dar văzând că vremurile s-au schimbat și că tinerii noștri au mult mai multe de făcut în această perioadă a lor, a tinereților, bine sau rău, pentru că ei sunt atrași de diverse curente, unele care ar duce spre o realizare a lor, altele care duc la pierzanie, dacă se țin de ele. Deci, în aceste condiții, m-am schimbat și eu și văd necesară o aerisire a programelor școlare, inclusiv la matematică. Pentru că am mai spus de multe ori și o spun și la dumneavoastră și dumneavoastră personal, am încercat sau se încearcă în clasele mici o concurență mai mult a cadrelor didactice și sper să nu se supere pe mine, dar cred că ar fi bine să creadă ce le spun, o concurență, mai ales la învățământul primar, între dascăli, în care implică, de fapt, elevii. Ori, cum bine știm cu toții, nu toată lumea, nu toți copiii pot să învețe matematică de performanță olimpică. Pot să învețe o matematică normală, așa, care le e necesară în viață, în parcurgerea materiei următoare și astfel intervine până la urmă, cum spuneam eu, o altă formă a abandonului școlar și anume abandonul spiritual, să zicem, legat tocmai de faptul că ei abandonează multe dintre cunoștințe, neputând să le facă față și ne lovim de această situație la liceu când nici nu-ți vine să crezi că te întâlnești cu foarte mulți elevi care le e greu să-și reamintească și teorema lui Pitagora, care de fapt este un lucru cunoscut și la îndemâna oricui. Dar asta nu este, zic eu, vina lor sau numai a lor, pentru că materia, programa aglomerată, manualele cu zeci de exerciții, de care dificile, și dorința profesorilor să le facă cât mai multe la clasă, fac ca omul care nu poate să-și dezvolte așa de rapid abilitățile matematice să renunțe. Asta e ca și munca fizică. Nu poți să mai dai cu sapa, o lași și stai la umbră. Așa e și cu cartea. Bine, apropo de acest lucru, și vorbeam de gimnaziu, că e într-o continuă schimbare, greutatea la acest moment în gimnaziu vine pe cele două discipline, română și matematică, unde se dau și examene. Sunt probe de evaluare, sigur. Da, sunt unei evaluare națională. Pe de altă parte, se constată, și dacă luăm statisticile ultimilor ani în județul Gorj, și asta din nefericire nu numai la evaluare națională, și la bacalaureat, matematica este proba cea mai dificilă, adică proba care cerne de multe ori e, da, sigur, așa este. Foarte, da, foarte, cerne foarte mult dintre cei care ar promova acest examen. Deci până la urmă e cumva pentru aceste generații, generațiile după 89, pare mai grea decât era, să zicem, în perioada dinainte. Deci sunteți prietenul meu, dar trebuie să vă contrazic că nu e așa. Deci e mult mai ușor examenul de bacalaureat de acum, din ultimii ani, față de ce era înainte. Eu vă spun din perspectiva, da, rezultatelor. Dar rezultatele astea sunt și datorate faptului că elevul își pierde încrederea în puterea lui de a învăța matematica cu o serie de probleme făcute la clasa 3-a, 4-a, care vin colegele mele și ni le aduc pentru copiilor din aceste clase și uneori mai stăm și noi să ne gândim cum se rezolvă asemenea probleme. Ori nu mai e momentul, și asta o spun ca un om care am o viață și ceva în învățământul românesc, nu mai e acea perioadă în care să poți să mergi cu heirupul. Copiii au și alte lucruri de făcut și de văzut. Au surse de informare mult mai atractive decât dascălul pe care îl văd în fața lor în fiecare zi. Au influențe și pozitive și negative din stradă, din ceea ce îi înconjoară. N-ar putea fi și o altă explicație. Generațiile, inclusiv a mea,
se lucra cel puțin la nivel de gimnaziu și erau acele culegeri cu toate și toată lumea a lucrat din ele, era o, poate o emulație, o adevărată întrecere, cel puțin până în 1989. Nu mai este acel, nu se prea mai vede chestia aceasta, cam toată lumea se mulțumește cu ce face la clasă. Matematica se poate învăța doar în clasă? Nu, ca să-ți formez, mă gândeam cum să le numesc, automatisme. Și mă gândeam la elevii mei de la liceul la care sunt acum, la clasa 11, la derivate. Sunt niște demonstrații de unde vine derivata. Nu poate să o reține sau să o aplice elevul în situațiile unui examen, că n-are nici timp și nici nu știu eu dacă reușește să demonstreze. Dar ca să învețe formulele, ca să știe formulele și regulile de calcul cu derivate, asta pentru cei care sunt acum la liceu și știu despre ce e vorba sau cei care sunt mai mari și au făcut aceste lucruri, știu că trebuie să înveți formule și sunt formule și operații pe care dacă nu ți le-ai însușit, nu o să faci niciodată exercițiu. Dar cum se însușește? Nu așa cum spuneam eu, deci prin demonstrații sofisticate, care sunt făcute și în unele manuale, ci lucrând foarte multe exerciții de același tip. Din păcate, și manualele care sunt acum încep cu exerciții mai ușoare care în care ar utiliza formulele, dar sunt foarte puține astfel de exerciții și încep imediat autorul să grăbește, să treacă la probleme, să facă și pe cei de la Olimpiadă tot în ora aceea de matematică. Adică tot să facă același lucru. De ce nu se mai lucrează GEBA, colegia pe care o știu, da, și toți care, și părinții da. Noștri și copiii de atunci, adică noi, era și singura culegere, poate atunci a mai apărut așa câteva mai târziu, dar era însoțită de foarte multe exerciții foarte asemănătoare. Pentru că lucrai 5, 6, 10 exerciții aproape la intra, fel, da. Atunci știai și îți formai tehnica de lucru și încercai să treci mai departe, cel care îi plăcea matematica, care se pregătea pentru a merge la liceu, că atunci era diferențiată și această posibilitate de a merge mai departe după clasa a 8-a, liceu sau școala profesională, iar cel care știa că sau își dădea seama că poate să facă față, mergea spre liceu și atunci aborda și probleme cu caracter mai dificil. Dar vă spun, în culegerea respectivă, de-aia a fost și foarte bună. Nu mai pot folosi acum, nu mai folosesc profesorii, tocmai din cauza concurenței, repet, asta e părerea mea. Mă pot contrazice, dar le pot demonstra că am și eu dreptatea mea acolo cât o fi. Deci concurența aceasta între profesori, până la urmă, cu copiii, prin intermediul lor, îi face ca nu, unii dintre ei să abandoneze bătălie, că nu pot. Nu pot să facă față. Ar mai putea fi o explicație și vă întreb acum, pentru că am mai auzit-o de la foarte mulți profesori și de discipline diferite. Faptul că actualele generații se rezumă la a memora câte ceva, de la formule, la matematică, până la nu știu ce texte la română, până nu știu ce an și ce bătălii la istorie și toate celelalte, dar nu trec prin filtrul gândirii. Deci, practic, pot să reproducă ceva, dar fără urmări practice. Nu poți să folosească, de exemplu, o formulă la matematică sau la chimie. Păi, sigur, eu le-am demonstrat că dacă se apucă să le memoreze formule despre care vorbeam, că mai la îndemână acum, să apucă să le memoreze, ora următoare nu le vor ști. Și așa și este. Nu le pot ține minte. Asta să fiu cu o minte deosebită, aia le țin minte fără nicio logică. Dar ele se întipăresc, devin automatism. Aia cum se cheamă în pedagogie. Tocmai lucrând exerciții foarte multe asemănătoare și le-am arătat cum se pot învăța unele dintre ele chiar în clasă, fără să te apuci să o repezi ca papagalul, că nu merge. Acum, nici la română nu mai e aceeași situație. La română i-aș îndemna să citească ce le dau profesorii, că dacă ar citi, ar putea să vorbească și problema să-și creeze. Cu, asta cu cititul, e problema. Că nu mai citește nimeni decât sigur Facebook da. Și sigur, nu eventual mai citesc, textele la filme, domnul traducere. Director, unii dintre ei și spun, domnule, am uitat să și scriu. Și nu numai ei, și oameni mai mari spun același lucru. Din cauza calculatorului nu mai merge mâna cu literele. Nu mai vorbim de caligrafia care era odată. Și atunci, sigur că nu se poate în felul acesta să înveți pe din afară, nu mai merge, memoratul nu mai merge, ar merge un stil de, o formă de programă accesibilă majorității, că toată lumea vorbește, domnule, învățământul să-l facem accesibil tuturor. Păi, ăsta tuturor, ăsta unde să-l ducem? Dacă îl ducem prea jos, ar putea să avem nu, o problemă? Nu, nu prea jos, că noi provenim tot din aceeași formă de învățământ românesc. Care nu era prea jos. Da, da, de momentul de față unde e făcut? E prea elevat? Nu, în nu, nu, este, știți, e abandonul. Abandonul nu fizic,
Abandonul intelectual. Ăsta este o observație pe care mi-am clarificat-o, mi-am fundamentat-o de-a lungul timpului, pentru că am văzut, eu vă dau un exemplu și îmi pare rău că e tot de matematică, dar n-am de unde să-l iau. La un moment dat, geometria de clasa 6-a și a 7-a, manuale, la un moment, acum, 10-15 ani în urmă, era extrem de dificil manualul, cu probleme foarte grele. Deci, aproape nici nu erau probleme simple sau ca să cunoască și copilul elementele de bază. Probleme dificile. Și atunci copiii când veneau la liceu și când se făcea geometria, habar n-aveau de această materie. O abandonaseră deja, pentru că nu puteau să o ducă. Acum e mai relaxat așa, pentru că și noi am făcut, eu am făcut matematică și așa, poate și de performanță și atunci și acum, dar am început cu noțiuni de bază în matematică. Eu măsuram grădina, curtea școlii, să fac perimetru, aria grădinii, aria clasei, volumele. Venea profesorul la matematică din clasa 7-a, 8-a, cu corpurile geometrice pe masă, cu litru, cu apă, știai, unitățile de măsură. Eu mă îndoiesc că foarte mulți dintre și tinerii noștri, dar și poate un pic mai trecut prin tinerețe, dar nu cu mult, sunt departe de niște noțiuni așa, că nu știu câți metri pătrați are curtea casei lor. Cu siguranță, da. Iar corpurile acelea care se foloseau cândva în orele de matematică sau în general și altele, da, și altele la diverse discipline, diverse lucruri, au cam dispărut. Ori datorită uzurii, ori din alte nu motive, făcut, ori comoditatea unor cadre didactice, sunt multe explicații. Dar să știți că trezeau curiozitate, tot ce s-a ducea. Așa cât eram noi copii atunci, când vedeai conul, că nu-l vedeai conul toată ziua, bună ziua, pe mediul bine, apropiat. Bine, conul poți să-l vadă acum pe internet, nicio problemă. Deci îl vedeam în față, lua și el apa, umpleai, vedeai corect, volumul, nu, vedeai capacitatea. Asta e adevărat. Multe lucruri se făceau și practice, la nivelul omului obișnuit, nu savant. Din păcate s-au pierdut acele deprindere, acel mod de a lucra care a adus performanță în învățământul românesc. Sigur că da, pentru că luai ușor, frumos, aveai timpul necesar, poate și numărul de ore era mai mare, la matematică vorbesc, de-a lungul anilor, a fost 4 ore sau cât este acum, un număr suficient, că așa erau, a fost și 5 probabil, dar erau ore suficiente, erau la liceele de matematică sau liceele teoretice, cum erau 5-6 ore, toată săptămâna aveai matematică. Deci sigur că era și timpul necesar. Nu erau foarte multe materii ca să răspund la o altă gând, un alt da, gând al aici este, apropo de acest lucru, am avut după cele trei dezbaterea pe cele trei planuri cadru, a apărut mai multe propuneri alături de ele, una foarte dură, care acea variantă în care introducea informatica cu matematica, dar practic în același număr de ore de 4. Și a fost și o propunere a copiilor, a Consiliului Elevilor, mai echilibrată, cred, decât a profesorilor, dar asta ca paranteză. Ce mi-a atras atenția apropo de copii, nu umblau la română, matematică, adică li se pare normal să facă aceste materii, chiar copiii, însă, într-adevăr, copiii sunt puțin mai duri cu anumite materii, de exemplu, științele, fizică, chimie, biologie, sunt introduse toate pe domeniul științei, așa cum se face deja la 1-4 și ponderea lor se reduce față de cum este în actualele planuri cadru. De ce adusasem vorba de copii? Până la urmă, cred că uităm puțin învățământul românesc, cam uitat cui se adresează și faptul că nu mai avem generațiile care erau înainte de 89 și spuneați dumneavoastră foarte bine, aceia care nu prea aveau ce face, în afară de a învăța, de a citi o carte, practic nu aveau alte tentații și a face sport, să zicem. Da, nu prea puteai să faci altceva. Acum, de la televizor și calculator și telefon, până la diverse alte lucruri, ia foarte mult din timpul acordat studiului, pe de o parte, pe de alta, și sursele de informare fiind extrem de variate, poate că știu mult mai mult decât știau generația de ceva, sigur, dar nu neapărat ceva util, ceva care să le folosească în viață. Eu aș zice că această abundență de cunoștințe, multe cunoștințe, nu
nu îi favorizează, nu îi ajută pe copii, cum nici pe noi, toți care, noi, cei maturi. Dacă toată ziua am merget cu la televizoare, să zicem, să butonez pe diverse programe, știrile, într-un fel, într-o parte, la un moment dat nu pot să discut ce știre e obiectivă sau la zi. Sunt multe materii și sunt și la liceu foarte multe. Faptul că copiii este îmbucurător, solicită sau rămân pe numărul de ore stabilit mai mare la română, la matematică. Da, dar vor materii mai puține. Vor materii mai puține, că, dar se și poate, să știți. Aceste științe despre care spuneți dumneavoastră, cred că n-ar fi, nu e niciun pericol dacă ele ar fi încadrate așa într-o carte, într-un manual, în care să le studiezi interrelațional, fizica, chimia, biologia, dar și să-i dai cartea de biologie, cât cea de fizică, cât cea de chimie mare și una și alta și programa la fel, și să-l pui să învețe separat la fiecare, nu știu cât poate să ducă copilul. Și eu vă spun că am fost și la asistență, la orele de biologie, iar îmi vine în minte asta, că atunci am rămas surprins. Mie mi-a plăcut foarte mult biologia când eram elev la liceu, eram la real atunci, dar mi-a plăcut. Și am rămas surprins când am văzut ce le preda doamna profesoară din programa, respecta programa și manualul, cât de complicată s-a făcut această materie, anatomia, ce fac ei în cadrul acestei denumiri generice de biologie, încât eu n-aș mai fi fost în stare acum să fiu capabil să rețin chiar de față cu profesoara și cu cât să străduia să facă să îi înțeleagă. Erau niște termeni pe care noi nu-i auzisem eu. Deci nu merge așa. Nu se poate asta. E evident că nu mai putem. Copiii se pot informa dacă vrei să și îi interesează o anumită chestiune, își găsește un referat. Dacă îl interesează și referatul, poate să-l citească la calculator și schemele făcute de merg, toate combinațiile la chimie, toate legile la fizică sunt făcute și schematic, pentru că noi ne lipsește aplicația practică, e clar. De-aia aceste teste PISA fac ca noi românii să ne situăm mult mai departe de alții și la rândul lor poate n-ar fi mai grele decât ceea ce facem noi. Cu siguranță cred că învățământul românesc nu prea e, deci nu e pe formula PISA deocamdată, de asta se încearcă modificarea. Nu este, dar da. Dacă s-ar da, să zicem, întrebările acelea ar fi cumva în formatul în care suntem noi obișnuiți și pe informațiile care le au elevii noștri, cred că am bate noi pe mulți din Europa. Da, sigur. Dar nu toți elevii. Normal. Deci am bate, că îi bate și așa îi bate. La olimpiade și astea, dar... Dar nu toată lumea poate. Acum, fiți sinceri, dumneavoastră, la orele de geometrie din la gimnaziu, când erați elev, învârteați la compas... Da. Știți, spunea creta, da. Nu stătea... Da. Fel de figuri, cu raportorul, cu rigla, cu echerul. Deci erau instrumente pe care le foloseați și de care se folosește, pe care le înțelegeați. Că ați făcut istorie, dar l-ați înțeles la timpul respectiv, când ajungeați la liceu. Cu siguranță. Deci aici cred eu că s-a complicat lucrurile și nu merge, pentru că informațiile le pot lua de oriunde și zic, ferească Dumnezeu totuși cu toate reformele care se încearcă în învățământ și se încearcă și în învățământul românesc, să nu fie puși elevii să-și aleagă materiile pe care să le studieze, la liceu sau... cum sunt în alte țări, și alege, vreau, merg la matematică, nu știu că, la fizică, la ce, mă rog, ce au ei pe acolo. Ca atunci, nu știu dacă ne-ar mai fi nouă așa ușor, care avem clar numărul de ore prin programul stabilit. După reacțiile celor de la Consiliul Elevilor, arată că copiii totuși sunt conștienți, sau cel puțin sunt o anumită elită, care sunt conștienți că le trebuie și matematică, și română, și celelalte. Pe de altă parte, dacă ne luăm după modul de comportament al copiilor de astăzi, faptul că nu vor să fie stresați, nu vor examene, nu vor toate, mă refer marea masă, da. S-ar putea să avem surpriza să nu mai vrea nici matematică, să da, nu mai vrea nici, da, nici istorie, să nu vrea nici, nu știu ce, deși limbile străine în general sunt în topul preferințelor copiilor. Dar cu siguranță cred că ar avea o mare problemă disciplinele exacte la copiii din generațiile actuale, par să nu prea fie atrași. Știți de ce nu sunt? Sunt de ceea ce spuneați dumneavoastră la început, că sunt cele două examene, evaluarea națională și examenul de bacalaureat, care jumătățesc aproape numărul celor care le promovează. Și atunci intră această teamă în joc față de materiile respective și sigur că le-ar
înlătura așa, dacă ar fi să le ceară cineva părerea, frate, vrei să faci matematică? Nu mai vreau, doamne, m-am săturat. Că se spunea de multe ori că o scoci de la BAC, că se întâmplă multe lucruri, știți? Copiii cei care sunt interesați să învețe, sigur că vor matematică, le știu că dacă se face inginerii trebuie matematică, dacă se face economistii trebuie matematica și așa mai departe. Există însă o mare problemă pe care aș vrea să o și, nu o să o lansez, că nu sunt eu un mare pedagog să lansez idei și, dar este vorba de această motivație. Vântul ăsta motivație pe mine mă sperie puțin. E vorba de o motivație intrinsecă, adică care era odată la copii. Dorința de a intra la un anumit liceu neapărat. Atunci învăța cât putea el de mult să ajungă la liceul X care era foarte bun și îl dorea. Dorința elevilor să intre la o anumită facultate. Era concurs de admitere și atunci motivația era clar impusă de această dorință. A trebuit să vină școala cu motivație extrinsecă, aici, din afară. Adică cum să-l fac eu pe copil să învețe dacă el se duce la ce facultate vrea, numai să ia 5-6 de la bacalaureat, oriunde vrea, dacă ia medie de trecere sau chiar dacă nu ia, se duce la orice liceu dorește să duce. Nu afară de câteva mari, că nici nu s-ar duce el la cele mari, dar se duce la liceu și atunci ce se facă școala, cum să-l motiveze? Domnul director, credeți-mă că îmi pun mereu această problemă. Mă deranjează cuvântul motivație în sensul că mă frământă și nu pot să-i dau de cap. Ce să fac eu? Cum să-i vorbesc? M-am gândit în toate modurile. Să mai și glumesc. Să mă mai fac că sunt și supărat pe ei că nu învață. Să le și explic că au nevoie în anumite probleme să facă și matematica sau oricare altă materie. Nu găsesc și n-a găsit nimeni până acum, după părerea mea, această motivație din afară care să-l copleșească pe copil. Adică și să-l fac, domnule, mi-e dor de a face carte, că uite, ce vrea profesorul ăsta, profesorii, că unul poate are un talent așa și îi place cum vorbește, oratoric, altul cântă la orele de muzică frumos, poate îi mai cântă din vioară și la orele de matematică dacă se pricepe, da? Sau, mă rog, cel de matematică dacă se pricepe la informatică, îi poate distrage atenția, dar nu îl motivează chiar ușor pe copil. Aici este problema. Dacă dumneavoastră aveți o idee sau altcineva, o poate spune și o poate dezbate și câștigă popularitate și apreciere în rândul și al copiilor, al părinților și al profesorilor, să găsim această formă de motivare externă din afara copilului. Că cea internă aia nu mai este, că v-am spus, el trage și el pe acolo, noi tragem și noi să-l trecem, să-l ajungem, nu știu ce, și ajunge el până la urmă unde vrea. Da, am vorbit apropo de, cred că e una din întrebările esențiale, cum să-i motivăm pe elev să învețe în condițiile în care la finalul, chiar dacă să zicem, vorbim de elevii care au luat evaluarea națională, au terminat liceul, poate termină și o facultate, cred că o problemă de demotivare avem la toate cele ciclurile acestea, inclusiv în domeniul universitar, având în vedere partea economică a României. Dar, deci asta e una din problemele esențiale. Dar cred, cel puțin, apropo că vorbeam mai devreme de materii, că sunt destul de multe, programele care sunt mult de mulți ani făcute, manualele, care suntem într-o situație, cel puțin, și vă spun situația la disciplina istorie, dacă programa a mai fost speriată, cred că prin 2000-2001, manualele sunt de prin 97 pe vechea programă, deci da. Manualele care sunt acum în circulație la gimnaziu. Și situația este asemănătoare, puțin mai contemporană, mai aproape de noi, dar tot așa e situația și la liceu. La liceu unde s-a rămas pe o oră, în general, la toate discipline, dar manualele sunt construite pe vechea formulă cu două. Deci, practic, n-ai cum să le parcurgi și pe o singură oră pe săptămână, decât dacă efectiv, da. Totul e o fugă, o goană prin... Ce să mai învețe? La toate materiile. Da. Ce să mai învețe copilul respectiv când trebuie să galopezi permanent? Cum să te opri? Și acum vorbesc de matematică, de dumneavoastră. Dacă nu înțelege ceva, să-i explicați pentru că trebuie să terminați materia. Așa chiar la culmea este, domnul director, că chiar la clasele a 9 și a 10 e mai aglomerată programa și manualele sunt
îngrozitor de complicate la copii, și vorbim de tehnologice, unde sunt majoritatea, nu vorbim de un liceu de matematică unde facem matematică, cum o fi manualul îl face, că de-aia s-a dus acolo. Dar la tehnologice folosim aproape aceleași manuale, la un număr mai mic de ore, și sunt aiurea făcute, deci nu merg. La exerciții n-ai ce să faci de prima oară cu el. Și o materie în care e nevoie de manual, că dacă la practic nu mai, nici nu cred că se mai prea folosesc. Și pentru că ați adus vorba de manuale, e momentul de față un proces la Constanța, Asociația Elevilor de la Constanța, a dat în judecată Ministerul pentru faptul că nu acordă manuale gratuite la a 11-a și a 12-a. A fost... De anul trecut a intrat o subvenție de 55 de lei, dar da, e puțin e la mișto foarte, de acolo, așa, că bănuiesc că cele mai ieftine manuale, dacă e să faci, cred că se duc spre 2 milioane lejer, spre 200 de lei. Deci 55 e practic nimic. Pe de altă parte, e un pas înainte, pentru că până acum nu era. Deci este și cum vedeți dumneavoastră această situație și dacă poate da, ne dați și o estimare cam cât ar trebui, câți bani ar trebui, deci, ca copiii să-și procure aceste manuale. Pentru că știm, la 11 și 12, probabil, conceți un liceu în care sunt și copii care nu-și cumpără manualele, pentru că nu pot. Nu pot să le cumpere pe toate. Aia e categoric, aproape toți nu le cumpără pe toate. Eu, dacă mi-aș pune problema cum de era posibil ca pe vremea mea, când eram licean, să fie toate manualele gratuite, poate aș intra în contradicție cu... cei care ar susține că sunt încă nostalgic pe perioada respectivă, dar așa au fost. E adevărat că nu erau atâtea licee ca acum. Erau la școlile profesionale. Dar și ei aveau cărți. Dar copii la liceu erau mai mulți decât în prezent. Da? Deci erau, da, și deci erau și școlile profesionale. Erau generațiile din înainte de 89, la Gorj cel puțin, am avut în 1989 generații de 5.000 de liceeni pe an. Iar acum abia avem 3.000 și ceva. Erau gratuite. Deci e clar, și înainte de Revoluție copiii le-au primit gratuit, nu numai pe vremea când eram eu. Acum, că vorba aia, nu mai am așa foarte mult să mă mai chinuiască cineva prin învățământul românesc mai mare decât mine, aș avea o propunere către onor ministerul nostru și mai ales cei care se ocupă de scrierea de proiecte. Domnule, cred că ar fi o soluție, așa cum s-a încercat cu banii de liceu acum, să scrie un proiect de Ministerul Învățământului cu fonduri europene să cumpere manualele astea. De ce să facem cursuri post-druc care, vă spun, au fost cu grămada? Și care și repetăm aceleași, da. Și mă îndoiesc că eu, care am fost și eu atunci, atâtea, am și fost formator, așa, nu știu dacă, mă rog, le-am aplicat eu cumva, că erau destul de formale, erau destul de idealiste, erau, că ideale era bine să fie. Tocmai ai spus ceva mai devreme. Da. Trebuie să galopăm prin materie, iar acele ce învățăm noi la acele cursuri este cum să facem metode de acestea care cer foarte mult timp. Deci, pe care le știm teoretic, le-am învățat și când am dat examenele noastre, le-am învățat și la cursurile respective. Poate că ar fi, zic eu, o idee foarte bună să scrii niște programe și eu nu cred că dacă cei care le-ar fundamenta n-ar putea să le și câștige și ar fi valorificate în mod corect, fără niciun fel de probleme, ar fi sprijiniți, pentru că eu vă spun și poate să-mi scuzați lipsa de modestie, dar am scris coautor și eu un manual de matematică după Revoluție, când a fost concursul acela cu banii europeni, cu Banca Mondială, mi se pare că era... Și am fost plătiți, bine, editorii pe la urmă sau șmecherii ne-au mai dat bani, deși manualul e în continuare pe băncile elevilor, dar nu asta contează acum. Dar important e că atunci s-a venit cu această idee. Pentru ciclu gimnazial a fost concurs de manuale. Deci concurs de manuale, cine-l câștiga, dar cu bani europeni, concurs cu Banca Mondială, parcă așa era atunci, nu mai știu exact. Și se alegeau trei manuale care erau cele mai bune, erau plătiți profesorii care le scriseseră, mă rog, și au intrat în învățământ mai departe și sunt și până acum, nu s-au mai schimbat. Deci s-a găsit atunci o modalitate, dacă aceea se continua, că nu o să mai continua după aceea, era extraordinar de bine, pentru că banii veneau și acum mai ales că sunt atâția bani de atrași către România. Eu nu cred că cineva, oricât ar fi ei de dur cu noi, s-ar opune la această idee. Poate numai așa, erau intenționați. Ei nu se opun nici la magistralea asta care le face, nu-i termină, tot mai dau bani.
dar da, la o chestie care ar fundamenta, pentru că cei care învață și o meserie și carte în România, mulți dintre ei se duc tot la, și la ei în țară și lucrează, cu siguranță, învață, cei mai buni specialiști, da, mai, știm, și atunci și pot folosi. Știam de firme de IT că folosesc marile, da, concerne, sigur, internaționale, sigur, au angajat mai mult români decât, da, din orice. Deci iată, e folos, mai ales în această globalizare, e foarte important ca fiecare țară să creeze posibilitățile copiilor de a învăța după cărți gratuite, pentru că sunt și foarte scumpe. Sunt, poate că nu sunt extraordinar de scumpe, dar în condițiile în care o parte, o bună, o mare parte dintre părinți n-au serviciu, o parte dintre părinți lucrează prin străinătate un ban și parcă nici lui nu-i vie să-i trimită copilul să-și ia manual, că nu știe ce face ăsta cu banii pe acasă. Și multe alte lucruri, deci un proiect pe așa ceva ar atrage și o sumă mare. Da, e o propunere bună care, da, care ați lansat-o și poate se gândesc ce, poate ne și aude cine trebuie. Dacă ne-ar auzi sau ori citi. Da, o idee de acest gen ar putea să preia acest lucru, cum ar putea să preia pe fonduri europene și alte cheltuieli ale învățământului, sigur că da, dotările acelea care... Care nu se fac pe fonduri europene, nu facem, noi nu putem. Da, deci noi ce am putut face, dar nici noi, cei de pe la inspectoratele școlare au făcut proiecte, unele foarte bune, a fost cel cu Aracipu, care a ajutat școlile bine, zic eu, ca să treacă de evaluarea obligatorie tot prin lege, dar să facem și ceva mai palpabil, așa că un manual poate să fie și transmisibil, că nu e nevoie în fiecare an să câștigi banii europeni, dar să câștigi în câte elevului să-i dai manualul la începutul anului, nici Doamne ferește să se întâmple cum s-a întâmplat la clasele mici, să nu le aibă nici până nu știu când, pentru că atunci nu e bine deloc. Dar sunt atâția oameni care pot să scrie manuale și pot să le scrie foarte bine și pot să înțeleagă, poate chiar ar trebui din rândul celor tineri, să înțeleagă că nu mai merg alea așa să aplic eu cât sunt de deștept pe trică ciungul să pun acolo probleme, numai eu să le fac și cu echipa care scrie manualul. Adică să fie tinerii care trec acum prin școli, prin facultăți, chiar că văd care că au, nu, da, merge. Care au, să, zicem, să adapteze diferit, ceva, da, sigur, da, că da. Dar să aibă interesul și să gândească că e în sprijinul tuturor. Sunt multe discutat pe această școală românească încotro și bănuiesc că nu le putem lămuri noi în această seară. Nu le-a, da, lămurit, nu, ministerul, da, de atâta, nu, timp. Nu putem. Însă, dar... vreau să vă citesc două, înainte de a trece la un alt subiect care ni l-am propus în această seară legat de simulările acestea care deja la gimnaziu au trecut, acum urmează liceul. Haideți să vă prezint două mesaje. Cineva ne spune așa: cred că problema principală în învățământul românesc este că nici profesorii, nici elevii nu mai învață nimic. Toată lumea se face că face ceva în loc să facă ceva practic. Da, că mi se uscă gura așa, da, când aud. Un alt mesaj spune așa: Domnul Ciungu își permite să vorbească pentru că e la un liceu bun. Dar ce ne facem cu liceele în care vin copii de 2 și 3 și nu o să-i putem niciodată sălta peste 5 sau peste 6 ca să ia bacalaureatul? Ăia de ce mai merg la liceu? Bun, să începem cu prima observație, cu... nu mai știu cu ce zicea, cu primul mesaj. Da, se referea la... numai puțin că mi-a sărit. Da. Nu, haideți să începem cu celălalt. Că nu învață nici profesori, da, să luăm așa, că nu învață nici profesori, nici elevii. Domnul director, cel care ne-a ascultat acum sau ne-a văzut, are și el dreptate, pentru că eu... Dar l-am găsit și pe celălalt. Da. Nu, eu... se referea la faptul că în momentul de față toată lumea se face că face ceva, da, și că nu mai face, deci, cu adevărat. Eu pot să-i dau dreptate și poate în primul rând că sunt director de școală și văd că e cam așa treaba. Dar nu numai pentru că sunt director, pentru că sunt profesori care am venit la liceu economic și poate prind și răspunsul la cel de-al doilea, am venit la liceu economic din dorința de a face și o performanță. Am considerat că mă duce mintea să pot pregăti elevii mai bine decât la alte licee și i-am pregătit. Acum, la sfârșit de carieră, simt cu totul altă nuanță în învățământ. Deci spectatorul, telespectatorul dumneavoastră are dreptate, pentru că noi la liceele tehnologice și la care vin copii cu note mai mari și la cele care vin cu 2 și 3 care trebuie să-i ducă la 5,
e ceva artificial. Eu simt acum că intru pe poarta școlii într-o stare de, cum să vă spun, chiar de neplăcere uneori. Adică entuziasmul meu s-a dus sau se duce până la urmă din lipsa de entuziasm a celor care sunt în jurul nostru, elevi și profesori. Și poate unii dintre ei se supără, dar aia care se supără, să îndrăznească să mă contrazică, cei care se supără fals, așa, ca să mă contrazică pe mine, pentru că ei știu de la clasă, știu ce se întâmplă în școli, știu ce se întâmplă și în școala mea, nu foarte rău, dar se întâmplă. Știți și dumneavoastră că sunteți director și că trebuie să mai faci câteva lucruri mai mult decât a fi îmbrăcat la cravată și cum ar trebui să fie un manager, trebuie să-i mai trimis să facă câte o treabă, alții îți răspund că nu e treaba mea să-i pun la treabă, alții sunt siguri că nu-i întreabă nimeni pe ei de ce nu merge treaba și atunci o lasă baltă, copiii așa își derea și atunci are dreptate telespectatorul dumneavoastră. Pentru că, dar nu înțeleg așa puțin de ce noi am căzut în acest păcat din cauza elevilor. Pentru că n-am găsit motivația sau să aplicăm sau să exersăm motivația de care vorbeam înainte. Acum, celălalt coleg care sau care a spus, problema coleg este dacă da. Zice că nu-i convine la ce școală, da. Vreau să-l asigur că din cei 42 de ani de învățământ, vreo 20 și ceva, am fost tot la liceu, am avut elevi, așa cum zice dumnealui, nu m-am plâns pentru că asta știam că e situația, pe unii am adus de la 3 la 4, de la 3 și 4 către 5-6, alții sunt și au făcut facultăți, chiar de la Seral pe vremea aceea au făcut facultăți și au fost foarte buni. Situația care este ar trebui să întrebe, nu să mă întrebe neapărat pe mine că am ajuns la economic, am ajuns pentru că am putut să ajung. Nu. Da, nu, te respirați să referea dar că vreau să spun că îmi convine, sigur că îmi convine, dar nu mai îmi convine nici mie, nici la economic. Adică să înțeleagă că se leagă cele două întrebări, perfect. Am înțeles. Mai zicea, a mai venit un mesaj între timp, asta să-l și găsesc, în care un telespectator, da, spune așa, aș vrea să vă întreb cum comenta sau ce este de făcut în învățământ la acest moment în privința cheltuielilor bani de liceu. Banii vin foarte greu și nu ne ajută ca să putem să dăm copiii la școală. Mă asigur că sumele nu sunt suficiente care vin greu. Mi se pare că a mers destul de bine. Chiar ieri, alaltele, am mai semnat niște documente contabile privind primirea banilor. A fost odată când mergeau mai greu. Au mers greu, că a mers și pe transport foarte greu o perioadă. Bursele au mers și mai greu în mai mulți ani de zile. Banii de navetă sunt altceva decât banii de liceu. Sigur că da. Aici telespectatorul am impresia că face o confuzie între cele două. Și banii de navetă au mers greu într-o perioadă, foarte greu. Da. Pentru că am avut câteva cazuri de copii, doi copii ai unui părinte care chiar n-avea posibilitățile să-și plătească mereu. Avea o speranță că plătim măcar autobuzul care îi aduce la școală să mai scape de grijă cheltuielilor. Banii de liceu îi obțin în anumite condiții ale legii. Nu, noi le-am stabilit, e vorba de venituri, e vorba de câți copii are în întreținere, e vorba de prezența elevului la școală. Aici e o problemă mare. Și eu vreau să vă spun cu regret și am spus-o, au primit foarte mulți copii bani de liceu pentru acest fapt că sunt amărâți, săraci, dar i-au pierdut foarte repede. Deci eu aici chiar n-am înțeles, domnule, dacă îți dă, cât îți dă? Dar ține-te de treabă. Ține-te de treabă. Deci am fost nevoiți și suntem că mereu se reactualizează numărul de absențe motivate și la nu știu câte sunt acolo, nu îi mai primește. Deci atunci să se întrebe cât i-a primit, de ce nu ați unici de aia? Așa, deci că nu l-a interesat, nimeni nu poate să-i dea nu știu cât de mult deocamdată, că nici noi nu luăm nu știu cât de mult. Și promisesem telespectatorilor și nu mai avem decât un minut să vorbim puțin de simularea examenelor naționale care se face, deci s-a făcut la învățământul gimnazial și acum va urma liceul. Săptămâna care vine, suntem pregătiți cu tot ceea ce trebuie din punct de vedere al material, adică cu ceea ce le trebuie copii, tehnologia și tehnica de desfășurare a examenului, a simulărilor. Avem repartiția pe clasă, am stabilit profesorii din comisii,
am stabilit cine vine la asistență, evaluatorii profesorii de română, matematică sau geografie. Deci urmează să desfășurăm acest lucru. Sunt relevante rezultatele la acest moment? Deci depinde tot de noi. Să le vedem dacă sunt relevante sau nu. Da, vă întreba un telespectator, da. De asta v-am deci întrebat. Depinde numai și numai de profesor. Pentru că elevul poate să pregătește continuu și atunci va face față și e relevant că el, sau văd și știu că el lucrează și în timpul anului, sau poate să ia nota 2 sau 3, că n-a învățat nimic, și iar știu că n-a învățat nimic. Au mai intrat două mesaje, unul dintre ele spune așa, puțin ca dumneavoastră, era Iancu la motru și au ieșit oameni din el. Semnează Gabriel mesajul, dacă vă spune ceva. Nu știu cine și, fi, și încă un mesaj, haide CVM. Mulțumesc, să dea Dumnezeu să meargă și să fie și mai bine. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc, doamnă director, și mă bucur că m-ați chemat și cu drag oricând și la pensie, că poate atunci mai mult. Mulțumim. Dragi telespectatori, a fost domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic Virgil Magiaru din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!